Vă dau un sfat, vreți să fiți ca mine? Urmăriți emisiunea Sănătatea de la A la Z a doctorului Mircea Frențiu, prietenul meu. Bună seara, stimați telespectatori, sunt doctorul Mircea Frențiu și ca în fiecare joi seară voi fi gazda dumneavoastră la emisiunea Sănătatea de la A la Z. Sigur că voi fi gazda dumneavoastră, dar voi fi și oaspete în casa dumneavoastră cu ajutorul undelor fotonice acelei minunate televiziuni pe care o vedeți, se numește Alba TV și o să vedeți că are un viitor, o să aibă un viitor strălucit. Așa că vizionați de câte ori puteți Alba TV. Această emisiune este pe deplin justificată și datorită succesului care l-a avut și l-are la Radio Reîntregirea, dar mai ales succesului care l-are la oameni, adică la dumneavoastră, stimați telespectatori. Setea de cunoaștere a în domeniul medicinei este tot mai mare, în domeniul tehnologiei medicale este tot mai mare și mai sofisticată. Sfaturi și rețete în acest domeniu al medicinei se întâlnesc în scrierile unei forme ale vechii civilizații sumeriene, în hieroglifele vechii culturi egiptene, în cărțile hipocratice ale marelui Hipocrate din insula Cos, care este părintele nostru, părintele medicinei, în cărțile medicilor arabi, Avicena este unul dintre preferații mei, și în cartea cărților, cea mai citită carte din lume, care, după cum bine știți, se numește Biblie. Medicina, să știți, dragii mei, că nu mai este astăzi o cetate medievală închisă, cu ziduri sau cu șanțuri cu apă, nu mai este acea cutie a Pandorei care este făcută de Hefaistos și pe care numai el poate să o deschidă, adică nu o putem deschide decât noi medicii, dar sigur că speranța iasă totdeauna ultima din această cutie a Pandorei, iar în medicină întotdeauna există o speranță. Informațiile care se dau publicului sunt tot mai ample, mai accesibile și, de ce nu, mai cerute. Este necesar ca aceste informații care se dau publicului să fie bine alese, dozate și clar expuse, fiindcă există un pericol și acela unor cunoașteri incomplete, eronate, înflorite sau uneori chiar exagerate, precum poveștile unui baron care se numea Münchhausen și care era în copilăria noastră, în acelor dinainte de 89. Voi n-ați prins acest serial, dar era minunat. Sigur că, apropo de mari actori, Grigore Vasiliu Birlic era un mare actor, extraordinar de mare, eu zic că a fost unul dintre cei mai mari actori ai Europei și preferatul meu, bineînțeles că este un francez care a făcut foarte multe filme, printre care Jandarmul la New York, Jandarmul Zensoare, Jandarmul la plimbare, știți cine este acest mare, mare actor? Se numește Louis de Funès. Dacă vreau să râd și râsul să știți că produce sănătate, pun un film cu lui de Funes și mă distrez de numai nevastă, îmi zice, iar ai pus pe lui, iar l-am pus. Așa că astfel de informații pot crea uneori impresia că medicina soluționează totul, creând adevărate miracole, în medicină sunt miracole, ca și în credință uneori, dar miracolul în medicină este multă muncă, mult sudoare și mult sânge. Asta este miracolul. Multă, multă sudoare și sânge și, bineînțeles, că multe nopți pierdute. Sigur că poate ați auzit, nu o să vi le arăt încă pe invitatele mele, poate ați auzit, stimați telespectatori, că medicii sunt funcționari publici. Pe funcționarul public înseamnă, așa cum poate doamna Inceu, care ne vede acum, ne spune, sunt cei care stau la Tejghea, care... noi nu suntem funcționari publici, noi nu lucrăm cu publică, noi lucrăm cu omul bolnav, lucrăm cu omul care este în suferință. Noi lucrăm și sâmbăta și duminica, că sunt de gardă și sâmbăta și duminica, și la Crăciun, și la Revelion. În loc să dansăm la Revelion, stăm acolo cu bolnavul și poate îl operăm. Deci nu putem să fim niciodată funcționari publici. Și sigur că, o să vedeți că după aceea sunt foarte multe alte lucruri. Sigur că multe din bolile omenirii nu sunt decât rezultatul irreversibil a unui mod de viață defectuos, alimentație sau, de ce nu, comportament defectuos în zilele noastre. Păi,
model de viață defectos. Suntem toți stresați. Nu vedeți ce se întâmplă în această lume? Umblăm după ce umblăm? După ce se umblă în această lume? Și vedeți voi tineri, cei tineri în fața televizorului, după bani, fiindcă bani, euro, dolari, ăștia sunt sângele societății capitaliste. Noi am avut acest sânge, fiindcă dacă ai euro, dolari, ai mașini bengoase, ai gagici extraordinare, ai tip extraordinar, deci iată că fără bani nu se poate acest lucru, dar trebuie să vedem care sunt și adevăratele valori ale societății care au fost și care vor fi și care sunt perene, adevăratele valori ale societății noastre, și o să vedeți două valori importante pe care vi le prezint aici, care sunt adevărate valori în lumea noastră. Noi suntem programați de Dumnezeu, celele noastre sunt programate de Dumnezeu, ADN-ul nostru este programat de Dumnezeu, fiindcă ADN-ul este acea spirală extraordinară care o vedem și în cosmos, pe la galaxii. Suntem programați să trăim foarte mult, 120-150 de ani. Dacă nu credeți, citiți Biblia, stimați telespectatori, unde vedem Set, Noe, Matusalem, chiar și Moise, care a trăit 500 de ani. Și este o realitate, fiindcă oasele datate cu carbon radioactiv ne arată că au trăit într-adevăr acea vârstă. Se poate așa ceva? Se poate. Noi ce facem în întâmpinarea lui programarea lui Dumnezeu? Fiindcă eu cred în teoria aceasta că noi am fost făcuți de Dumnezeu, suntem după chipul și asemănarea Lui. Ce facem în întâmpinarea programarea lui Dumnezeu? Nimic sau aproape nimic. Alcoolul este, curge peste tot. Tutunul fumează, femeile fumează ca și bărbații. Cafeaua, bem câte o cafea, dar nu 10-12 cafele, că ne strică. Poluarea de orice natură, chimică, atomică, dar poluarea asta de zi cu zi, mă duc la Râmeț, dacă am o cabană acolo, și văd gunoiul care stă la marginea drumului. Păi gunoiul stă la marginea drumului băgat în saci. Totuși este o chestie bună. Oamenii au înțeles. Dom'le, nu mai aruncăm peste tot peturile, pe sus, pe jos, prin râu, le punem în saci și vine mașina domnului primar și o să le ia. Dar mașina lui domn primar nu mai vine. Deci iată că avem alte probleme de poluare pe care trebuie să le rezolvăm noi. Dacă noi nu rezolvăm problemele astea, nu le rezolvă nimeni. Dacă mergeți în alte țări occidentale, nu vedeți gunoaie aruncate la marginea drumului și mai ales în natură. Păi dacă noi am tăiat un singur copac în Germania, păi ne-ar da vreo 10.000 de euro amendă și ne-ar băga vreo 6 luni în închisoare și ca să plătim puțin, nu că stăm în închisoare, dar muncim pentru acel copac. Și au dreptate, fiindcă tăierea pădurilor este o crimă organizată. De ce este crimă? Fiindcă lovește în sănătatea lumii. Păi toată lumea știe că copacii ce produc? Oxigen, de care noi avem nevoie, și ce consumă bioxid de carbon, de care noi nu avem nevoie. Deci dacă omorâm un copac, ne omorâm pe noi în sine. Dar asta este o altă problemă. Fierăstraiele taie în continuare, bine mersi. Sigur că doar când suntem disperați, doar când suntem necăjiți, doar când vrem să ieșim din întunericul îndoielor și a gândurilor negre, atunci poate ne mai gândim și la Domnul nostru Dumnezeu, și sigur că este bine să ne gândim la El, dar dacă și ne rugăm, este și mai bine, fiindcă o să vedeți că orice rugăciune făcută cu lacrimi, cu lacrimi de căință, cu bunătate în inimă, ajunge ca o bombă atomică sau nu bombă atomică, ca un fulger spre Dumnezeu și ne poate ajuta. Sigur că în această emisiune voi încerca să medicalizez viața, să vă port prin lumea minunată a medicilor și a medicinei. Este o lume minunată, fascinantă. Voi încerca de asemenea să vă descriu și să înfruntăm cei doi dușmani de temute ai omenirii. Care sunt cei doi dușmani de temute ai omenirii? Păi boala, în primul rând, că este real, și moartea. Pe boala și moartea. Cu ăștia luptăm noi. Cu ăsta luptăm noi. Dumnezeu ne-a lăsat pe noi, dar noi la rândul nostru facem niște echipe de prim ajutor. Deci ne-a lăsat pe Dumnezeu totuși să învingem boala, adică cu resursele noastre, lumești, sufletești, dar să învingem și moartea. Ne-a lăsat dacă ajungem în 4 minute. Deci putem să facem o zelucitare în 4 minute. De ce? Dacă în 4 minute îi facem masaj cardiac, îi facem respirație gură la gură, sau știu eu, alt tip de respirație, dar în timp de accidente, putem salva viața omului și îl aducem de undeva, îl aducem din nou la viață. Deci Dumnezeu ne-a lăsat 4 minute pe noi medicii și la rândul nostru să facem pe alții să facă acest lucru, resuscitare pentru a trezi omul din moarte. Însă sigur că singurul care a învins moartea este Iisus Hristos, și noi putem învinge moartea doar crezând și făcând ca Iisus Hristos, fiindcă degeaba mergem la biserică și ne gândim la ce mâncăm după ce ieșim. Degeaba mergem la biserică
și zicem, vezi că aia, uite ce urâtă e sau uite ce frumoasă e. Degeaba mergem la biserică și facem lucruri rele, noi trebuie să imităm pe Hristos. Dacă vedeți cu atenție, Hristos a făcut numai lucruri bune. Dacă îl imităm pe Hristos, sigur că ne mântuim. Și sigur, voi încerca să medicalizez viața, să vă port prin lumea minunată acestor medici sau doctorițe, că avem și medici și mediciniste, de asemenea să înfruntăm pe acești dușmani care sunt boala și moartea și să aplicăm o medicină preventivă care este mult mai bună decât o medicină, să zic așa, curativă și mult mai ieftină. Aș dori să ofer fiecare dintre dumneavoastră cunoștințele necesare pentru păstrarea sănătății, pentru recunoașterea timpurie a bolilor, fiindcă dacă descoperi o boală în stadiu 0 sau 1, o poți vindeca. Dacă am descoperit cancerul în stadiu 0, vă spun fetelor că l-am putea vindeca. Din păcate, îl descoperim în stadiu 3, 4, 5 și 6 și atunci, bineînțeles, că n-avem ce face. Motul acestei emisiuni mi-a fost inspirat de îndemnul transpus cu dalta pe frontispiciul templului lui Apollo din Delhi, care spune așa: cunoaște-te pe tine însuți. Motul nostru acestei emisiuni este: formează-te pe tine însuți, dar mai ales formează și pe alții. Dacă nu formezi pe alții, ai trecut prin această viață pe degeaba. Sigur că aș vrea ca această emisiune să prindă rădăcini adânci în mintea și sufletul noastră și sigur să puteți, ca să fie interactivă, puteți să dați telefon, o să afișeze Aurelia telefonul pe ecran și puteți să întrebați și să noi vă putem răspunde. Titlul acestei emisiuni, am zis așa, fiindcă știam fetele din ziare, de la multă lume, două fete mediciniste de nota 10. Nota 10 în sensul că sunt extraordinar de bune. Sigur că datorită faptului că în societatea actuală scara valorilor s-a întors pe dos, deci noastră vedeți ce apare pe sticla televizorului, contează doar buzele, sânii, fesele și nimic mai mult în minte, cât mai puțină vid, dacă se poate, aș dori ca la emisiunea mea, Sănătatea de la Z, să ne reîntoarcem la adevărata scara valorilor, să arătăm pe sticla televizorului Alba TV care sunt adevărate valori ale ce ar trebui să conteze în România, în lume, și telespectatorii, adică dumneavoastră, să vedeți aceste valori și să le apreciați, fiindcă sunt aici lângă dumneavoastră. Invitatele mele speciale din această seară sunt două fete atâta de frumoase și la față, și la trup, dar și la suflet, și sunt foarte, foarte deștepte. Aceste vedete nu sunt ca vedetele de Mucava, de tip Zovoranca sau nu știu ce, care tot timpul apare și intră. Mie întotdeauna când apare Zovoranca, parcă îmi scârție creierul. Aceste două fete sunt următoarele. Doamna domnișoara Sâmpelean Roxana, de 18 ani, din Alba Iulia, absolventă a Liceului Național Horea Cloșca și Crișan, care intră la medicină militară Târgu Mureș cu media 9,82. O medie extraordinară. Bine ai venit, Roxana, la această primă emisiune. Iată o adevărată valoare. Deci uitați-vă și minunați-vă, stimați telespectatori. O a doua fată, tot atât de valoroasă, tot atât de frumoasă, este domnișoara Inceu Andreea, de 19 ani, din Aiud, absolventă la Liceul Național Titu Maiorescu Aiud, cu o medie foarte mare și care intră la UMF Cluj-Napoca. Deci iată că aceste două fete sunt niște fete obișnuite la prima vedere, dar care de astăzi, de la această emisiune, o să devină și ele două vedete importante ale județului nostru, adevărate vedete, nu, așa v-am spus, vedete de Mucava, nu datorită fizicului extraordinar de păpușă Barbie, așa cum se mai spune, ci datorită rezultatelor la învățătură, luând aceste note extraordinare și intrând în învățământul medicinist din România, fiindcă cele două centre de cultură medicală, Clujul și Târgu Mureșul, sunt adevărate centre de excelență de medicină românească în Transilvană, fiindcă suntem aici în Alba Iulia, în inima Transilvaniei. Mi-aș dori să fie și o facultate de medicină în Alba Iulia. Este 1 decembrie și mă bucur că există această facultate care este din ce în ce mai bună și sigur că cele două centre, Cluj și Târgu Mureșul, excelează la această medicină. De ce vă spun acest lucru, stimatele mele invitate? Eu sunt și eu, am terminat la Cluj și medicină, am fost și pe la Târgu Mureș câteva luni, am făcut și urologie, am uitat să vă spun că sunt și urolog, adică o specialitate de urologie, deci m-a plăcut să mă duc peste tot și am văzut foarte multe centre, dar ca și Cluj și Târgu Mureș nu există centre nepereche, așa că a făcut foarte, foarte, foarte bine
că ați intrat la medicină și că intrați, o să vedeți, intrați într-o altă lume. Lumea medicinei este o altă lume. O să vedeți că în această lume o să vedeți că există și bucurie, există și fericire, dar există multă suferință, multă suferință, multă murdărie, fiindcă o să vedeți că voi o să lucrați cu, să zic așa, cu murdăriile vieții, cu materiile fecale, cu urina, cu sângele, care nu le place la toată lumea. Nu toată lumea este dispusă să lucreze cu aceste lucruri. Deci iată că pentru voi o să fie și un apostolat, fiindcă să lucrezi cu lucruri urâte și să-ți placă, după vreme, este un adevărat sacrificiu. Așa că o să vedeți că o să vă sacrificați pe altarul medicinei, dar o să deveniți după 6 ani medic. Este fantastic. Prima întrebare pentru dumneavoastră, stimate fete. După, de obicei, tinerii absolvenți de liceu merg la medicină din aproximativ 3 motive. Să vedem, vi le spun care sunt motivele. Primul motiv, datorită părinților care sunt medici, așa cum eu i-am spus băiatul meu Florin, te duci la medicină, urmezi, dar el a vrut să meargă la medicină, deci datorită părinților care sunt medici și care doresc să transmită tradiția mai departe. Așa cum a fost cazul meu, deci am transmis ideea și tradiția la băiatul meu Florin, care acum este la Cluj, acum nu este în țară, este la un congres în Spania, dar este medic internist și medic gastroenterolog, deci are și el 2 specialități. Deci asta este prima, datorită părinților care sunt medici, datorită vocației, și aici sunt foarte puțini care merg la medicină datorită vocației. De ce vrei să mergi la medicină? Datorită vocației. Trebuie să ai vocație, adică trebuie să îți placă să lucrezi cu un bolnav, trebuie să îți placă să curmezi suferința, deci a doua, să zic, temă de a intra la medicină, și a treia, datorită senzației că medicina este o, sau medicii sunt o clasă superioară, importantă, care îi câștigă mult bani și care sunt așa, la limita superioară a societății. Și acum, fetelor, Roxana și Andreea, hai să începem cu Roxana. De ce ai mers la medicină? Din cele 3 întrebări pe care ți le-am pus, care este? O să aleg a doua opțiune, deci, datorită vocației. Încă de când eram mică îmi doream să fiu medic, să ajut, să schimb ceva. Și mai ales aveam bunici care erau bolnavi și speram să ajung într-o zi să pot să-i ajut. Într-adevăr. Să-i pot să-i ajut, sigur. Deci iată că vocația. Și cum ai văzut medicina? De când ai crezut că mergi la medicină? Din școala generală? Din liceu? Din școala generală. Chiar din școala generală, da? Și știai că este medicina grea, că este... Știam, toată lumea mi-inspira asta, e greu, da. Sunt foarte mulți ani și prea mult de învățat, da? Te încurajau, nu da. Te încurajau? Nu prea. Nu prea. Nu prea. Da. Dar m-am păstrat pe aceeași. Da, am înțeles. Andreea, tu din ce, ce ai ales? De ce ai ales medicina? Din cele 3 care ți le-am spus, care alegi? Și eu o să optez, tot pentru a doua opțiune. Inițial... bineînțeles, doresc să ajut oamenii să schimb ceva în această lume, dar pentru mine contează și spiritul științific și ceea ce implică medicina, anatomia, fascinația pe care corpul uman o exercită asupra oamenilor, și cred că este un binare între aceste două, între acești 2 factori, să spunem. Deci între fascinația pentru asta și datorită vocației, adică da. Ți-ai dorit întotdeauna să fii medic. Da, este important. Este foarte important și mă bucur că ați ales. Niciuna dintre noastre n-a avut părinți medici, nu? Deci sunteți la prima generație, nu de intelectual, ci la prima generație de medici. Deci iată că în familia noastră aveți o generație de medici. Și acum să ne gândim puțin și vă spun, vă pregătesc cu a doua întrebare. O să vedeți că fiecare dintre voi v-ați gândit, sper, că și toată lumea știe că la medicină este o facultate foarte grea, este o facultate care durează 6 ani de zile, deci puține dintre facultăți durează 6 ani de zile, dar după 6 ani de zile aproape că n-ai făcut nimic, ți-ai făcut niște cunoștințe generale și apoi urmează o specializare care poate să fie între 5, 7 sau 9 sau chiar 9 ani. Și apoi, după aceea, ajungi medic specialist. Îți vă dați seama că o parte din tinerețea dumneavoastră, o parte din această frumoasă tinerețe pe care acum o aveți, o să se ducă cu acești 6 ani plus încă 6 ani sau chiar 7 ani sau chiar 9 ani dacă ajungeți la neurochirurgie. Deci foarte, foarte mult o să aveți de învățat. V-ați pus această problemă, Roxana? N-aș vrea să mă pripesc să mă pronunț, dar am o afinitate pentru chirurgie. Asta aș vrea.
Am înțeles. S-ai pus problema că durează foarte mult toate aceste lucruri? Mi-am pus problema, dar tot așa. Asta vreau să fac. Tot așa. Deci ești o fată bătoioasă. Tu, Andreea, ce? Când te gândești 6 ani plus 6 ani, 12 ani, sau chiar 13 ani, ca să ajungi un medic și după aceea încă mai stai 2-3 ani ca să faci o practică, să ajungi de iată, că durează mult această medicină. S-ai pus problema asta că o să-ți mănânci, să zice, nu mănânci, în ghilemele mănânci tinerețea, că nu poți să-ți o mănânci. Da, mi-am pus această problemă, dar în momentul în care am ales să urmez medicina, am știut ceea ce implică și eram hotărâtă să fac orice sacrificiu ar fi nevoie, inclusiv să știu că pentru următorii câțiva ani sau chiar toată viața o să fie nevoie să fac sacrificii și să învăț. Și uite-mă... Da, da, absolut. Deci trebuie să faceți amândouă niște sacrificii. Deci în medicină, fiecare dintre noi am făcut sacrificii, mai mari sau mai mici, dar în primul rând sacrificiul timp. Adică dumneavoastră vedeți că dacă terminați un IT de 3-4 ani sau cât și chiar și 5 ani și după aceea vine omul, se angajează, sunt foarte multe firme, pac, îi dă din nou 1000 de euro, pac, 1000 de euro după 6 ani de facultate. La voi știți ce salariu o să aveți așa după ce ați terminat facultatea? 1700, nu? 1700 de euro, deci 17 milioane amărâte. Cu 17 milioane amărâte o să terminați dacă nu se pune medicul pe adevărată scala valorilor, adică dacă nu-și dau seama că aceste salarii sunt de mizerie. Sigur că aici cu funcționari publici, iară, că primim mită, că plicuri, că nu știu ce, sigur că fiecare dintre noi medicii, și aici vă spun, am primit ceva, am primit un buchet de flori, am primit o ladă de șampanie cel mai mult, am primit o sticlă de șampanie, dar asta este ca un dar pe care pacientul ți-l dă. Noi n-am cerut acest lucru, dar la sfârșit o să vină pacientul să zică: stimată doamnă, domnișoarea doctor sau doamna doctor sau domnule doctor, m-ai salvat, domnule, te-ți dau din inimă și așa. Deci, iată că ne confruntăm din nou cu luare de mită, fiindcă dacă ești funcționar public și dacă vin 3-4 bolnavi din ăștia foarte rancunos, că să vedeți că bolnavii nu o să fie toți idealiști, toți foarte buni, toți care vă încântă, o să fie și oameni răi și oameni care vă vreau rău, fiindcă în lumea aceasta sunt oameni buni și oameni răi. Dacă n-ați văzut până acum, vă spun eu, fiindcă sunt și oameni răi, ăsta e adevărul. Sunt oameni care, de exemplu, au făcut mănăstirile din Moldova. De exemplu, ce mănăstire din Moldova îți place, Andreea sau Roxana? Ați fost în Moldova, sunt mănăstirile din Moldova. Da. Albastru de Voroneț, ați văzut Albastru de Voroneț. Da. Vă place acea lume? Vă place. Deci sunt oamenii buni care au făcut această mănăstire. Dar știți că după vreo 4 ani niște oameni au aruncat cu diferite substanțe, i-au scos ochii la sfinții care erau acolo. Ei, acum sunt oameni răi. Deci iată că avem și oameni buni și oameni răi, da? Deci asta este. Știți că sunt medici buni și răi? Există și medici răi? Sau au existat și medici răi? Au existat și medici răi pe care le numesc medicii blestemați. Medicii buni sunt cei care ajută omul, dar medicii blestemați sunt cei care fac experiență pe oameni. Și știm foarte bine, naziștii în perioada, sau dacă v-au spus părinții voștri nazism, ați auzit de Hitler și nazismul și al doilea război mondial, doctorul Mengele, care era un doctor extraordinar de strălucit, dar care făcea experiență pe oameni. Le lega picioarele la femei ca să nască și să vedem cum dura nașterea și oameni departe. Deci au fost și experiențe medici pregătiți care au făcut lucruri rele. Deci în lumea aceasta o să vă loviți, și voi, o să vă spun, o să vă loviți și de oameni buni și de oameni răi. Și la medicină o să vă loviți de pacienți buni și pacienți răi. Asta este situația. Sigur că tânărul care a trecut bacalaureatul și vine pe băncile facultății, vine cu puține cunoștințe, dar mai ales cu un mare ideal. Fie tinerețea este legată de acest ideal. Deci când ești tânăr, ai foarte multe idealuri. Sigur că este foarte important să ai, că v-ați legat sufletul și aripile idealului vostru de medicină și ați ajuns deja să intrați la medicină. Este foarte important. O să vedeți că, de obicei, tinerii nu prea acordă importanță acestor idealuri. Pentru mulți tineri din această țară, și vă uitați și pe internet, că sunt convins că o să discutăm și despre internet, și că asta este regele care ne conduce așa, sunt mulți tineri care le place mașină, bani, serviciu bănos, concedii exotice, parteneri cât mai sexy, dacă se poate, schimbați cât mai des,
Deci cam asta este idealul tinerilor din această țară. Nu pentru toți tinerii, dar vă spun ce apare la televizor. Deci eu nu cred că este bine ce apare la televizor, fiindcă dumneavoastră aveți alte idealuri. Ce ideal? Care este idealul vostru de viață? Deci ce ideal v-ați ales în timpul, să zic, în timpul liceului și după liceu, după ce ați intrat la medicină? Deci care a fost idealul de viață în timpul liceului? Andreea și apoi Roxana. Andreea și apoi Roxana, scuze-mă. Sincer, idealul meu de viață a fost legat... În timpul liceului, idealul de viață. Ce ai crezut tu? Sau de ce ai luptat în acești 4 ani? Ca să fii bună. Probabil că ai fost o premiantă, sunt convins. Da. Așa. Da. Bine. Probabil că ai fost pe la tot felul de concursuri din asta, da? Da. A fost pentru Facultatea de Medicină, bineînțeles, și pentru a deveni un doctor respectat, nu neapărat în societatea românească, dar în societate... Și, bineînțeles, îmi doresc să am succes ca orice om și, nu știu, să am o familie, toate aceste ambinate, viața profesională, viața personală, dar în timpul liceului adevărul este că m-am concentrat foarte mult pentru Facultatea de Medicină și pentru o profesie de succes. Am înțeles. Deci, iată că deja din timpul liceului, de clasa 9, tu știai, mă duc la medicină, da. Vreau să fac asta, da. Și clar. Da. Eu m-am concentrat pe învățat și să câștig admirația profesorilor și să-i mulțumesc, să le intru în grații. Bineînțeles și pentru facultate a trebuit să fac o pregătire, mai ales sportivă. Și acum aștept să încep. Da, exact. Eu încep mai repede. Am înțeles. Bun. Acum voi sunteți foarte tinere, începând din 90, după marea revoluție, să zic, care a fost o revoluție sau o lovitură de stat, încă nici acum nu știu nici eu și probabil că nu o să știm încă mult timp de aici încolo. Perioada noastră, țara noastră dragă, trece printr-o perioadă de criză continuă. Sloganul "Noi nu ne vindem țara" prin anii 91-92, câți ani aveți atunci? Noi suntem din 96. Da, da, așa. Deci se zicea, nu ne vindem țara, dar iată că ne-am vândut cam țara. Deci dacă vă uitați cu atenție, energia electrică este vândută peste tot, curentul deci vândut, gazele sunt vândute tot la nemți, ăștia lanți la francezi, așa. Ce să zic, aproape totul. Agricultura, vedeți acum ce se întâmplă, deja ne vindem pământul. Ceea ce este foarte grav, s-a dat o lege să ne vindem și pământul. Și o să vedeți italieni, arabi, unguri vin să ne cumpără pământul nostru, că acum se poate cumpăra și pământul. Pe dacă ne cumpără și pământul, ne cumpără și sufletul, ne mai rămâne, mai există România, să zic așa. Deci, trebuie să recunoașteți prin părinții voștri, prin toți, că țara noastră trece printr-o criză. Părerea mea este că regenerarea României trebuie să vină nu de la mine, nu de la doamna Inceu, care aici de viață, trebuie să vină de la voi, de la studențime. Credeți că sunteți în stare să regenerați România, voi studenții de astăzi și viitorii intelectuali și doctori de mâine? Da. Da. Cum crezi tu că poți să faci acest lucru, Roxana? Prin perseverență și determinare. Deci, și deocamdată sunt foarte hotărâtă să produc o schimbare. O schimbare. Da. O schimbare la locul de muncă, o schimbare în țară, o schimbare peste tot. Fiecare avem nevoie de schimbare. O schimbare chiar în armată. O să vedeți că armata noastră, și o să vezi, fiindcă ești la medicină militară, cât armata se permite. Noastră este deja în NATO, noi suntem în NATO, avem alte coordonate. O să vedeți că o să înveți multe medicine de dezastre, fiindcă o să fie medicina dezastrelor. Doamne ferește de un război atomic, dar oricând poate să fie și un război atomic. Deci iată că noi medicii o să lucrăm și în război, și în timp de război, și în timp de pace. Și tu o să înveți acest lucru, fiindcă ești la medicină militară. Ești pregătită să lupți cu boala și moartea? Da. Ești pregătit. Da. Andreea, tu ce părere ai despre acest lucru? Ești pregătită să regenerezi România? Cum ai regenera? Cum ai vedea tu regenerarea României? Că sigur trebuie să plece de la studenți. Că studenții sunt buchetul de flori cel mai ales al națiunii. Totdeauna așa au fost. Începând din înainte de război și după război. Da, bineînțeles. Consider că schimbarea trebuie să pornească de la noi, studenții, dar trebuie să influențăm cât mai mulți oameni. Trebuie să se producă, de fapt, o schimbare în mentalitatea românilor,
referitoare la statutul medicului în societate, la atribuțiile pe care el le are, dar și la, de fapt, ceea ce oferă societatea. Și atâta timp cât acest lucru nu se va produce și studenții nu vor fi interesați în acest domeniu, nu cred că se va schimba mare lucru. Da. E adevărat, dar voi sunteți cei care puteți să faceți acest lucru, fiindcă noi nu suntem nemuritori. Deci iată că generațiile se schimbă și bineînțeles că o să veniți voi să faceți poate mult mai bine și mult mai, lucruri mult mai bune pentru țara noastră. Am ajuns la o pauză de publicitate. Fiecare televiziune are nevoie de o pauză de publicitate. Deci pauză de publicitate, Aurelia. Sunt părintele Nicolae Dan și în fiecare vineri seara vă aștept cu drag pe postul de televiziune Alba TV la emisiunea Biblia, Cartea Vieții. Vă dau un sfat, vreți să fiți ca mine? Urmăriți emisiunea Sănătatea de la A la Z a doctorului Mircea Frențiu, prietenul meu. Iată-ne din nou la emisiunea Sănătatea de la La Z. După o scurtă pauză, avem invitate speciale, adevărate valori ale societății românești pe care aș dori să le cunoaște. Sunt Roxana și Andreea, Andreea și Roxana, Marina Alba Iulia și Marina Iud, medicinistele mele dragi, le zic eu. Trebuie să știți amândouă, și Roxana și Andreea, că intrând în primul an de facultate, ați trecut deja, o să treceți în viața de boboc. Așa se numeau, nu știu acum cum se numesc, dar cred că tot boboc se numeau, da. Fiindcă așa se numeau pe vremea noastră, anul întâi de facultate. De obicei, o să vedeți că pentru examen de anul întâi o să fie foarte grele, o să învățați foarte mult, cel puțin 500 de pagini, poate și mai mult, la anatomie, de exemplu, foarte, foarte multe pagini. Studenții se tem de un singur lucru și anume de examenul care urmează să fie. Cum vedeți voi aceste examene pentru care trebuie să învățați mii de pagini? Dacă sunteți obișnuite să învățați mii de pagini, probabil că la liceu n-ați învățat într-un timp așa de scurt atâtea pagini. O să vedeți că intrați într-o anumită sesiune de o săptămână, două și în alea două săptămâni aveți două examene, trebuie să învățați 500 sau chiar 1000 de pagini. Sunteți pregătite pentru acest lucru, Roxana? Sper să fiu pregătită. Nu sunt obișnuită cu așa cantitate, dar mă gândesc că dacă alții au reușit, eu de ce n-aș putea? Sigur că da. Și chiar foarte bine. Foarte bine. Andreea? Desigur, consider că este un efort de memorie, dar cred că totul vine de la sine. Dacă îți dorești foarte mult acest lucru, sunt convinsă că îl vei obține. Și prin urmare, să sperăm că va fi bine. Da. Este greu, fiindcă este foarte important și vă dau un sfat să învățați în tot timpul, în toate zilele respective. Sunt studenți care nu învață doar în sesiune, sunt studenți deja de sesiune, sunt studenți mediocri. O să vedeți cei care învață și au un 6, un 5, sigur că trec examenul, dar destul. Ca să puteți să faceți față, că fiindcă sunt foarte multe pagini, încoate vă spun, să învățați în fiecare zi. Adică să zici, lasă că astăzi nu că învăț mâine, mâine nu că sunt obosită și așa mai departe. Deci trebuie învățat asta foarte perseverent și în fiecare zi trebuie să aveți continuitate și atunci să vedeți că nu o să vi se pare așa de greu. O altă întrebare, fiindcă o să sunteți la medicină, întotdeauna studenții la medicină trec în primul an prin furcile caudine, le zic eu, care sunt anatomia și disecția pe cadavru la sala de disecție. Cum vă veți împăca cu lumea morților, cu lumea cadavrelor și a disecțiilor? Vă e teamă cu, sau v-ați întâlnit cu un cadavru sau vă e teamă de întâlnirea cu un plin cadavru? O să vedeți că totuși multe fete la medicină în primele zile, în primele săptămâni, mai leșină, mai vomită, mai nu știu ce, deci iată că întâlnirea cu un cadavru este destul de dificilă.
Pe vremea mea, o să vedeți că vă povestesc niște lucruri și apoi îmi răspundeți la întrebare, noi totdeauna eram în grupe, probabil că și la voi să fie în grupe. Eram în grupă cu un medic de la, un neurolog de la Sebeș, pe care dacă se uită, salut, Lucu îl cheamă Savu Ioan Luca, este medic neurolog. Ne alegeam cadavrele. Cum? Mergeam la cel care avea cadavrele și duceam un chel de țuică și ziceam, domnule, să ne pun un cadavru uscat sau slab. De ce? Sunt cadavre grase și cadavre uscate. Și acum vorbesc vouă, sigur, poate telespectatorii o să fie șocați, și că facem niște disecții. La cadavrele grase este destul de greu să descoperi nervii, să descoperi vasele. La cadavrele uscate, adică slabe, este mai ușor. Păi să vă povestesc cum e acolo, că la Cluj, cel puțin cum era, este o cameră cam cât asta, care era ca un bazin de not, doar că în loc de apă era formol și cadavrele pluteau, cam 20 de cadavre pluteau în formol acolo. Și el deja le știa, avea ca un fel de unghiță în care arunca cu asta și scodea un cadavru, dacă dădea chilul de suc era uscat, dacă nu dădea unul gras, de nu mai știai. Deci cam asta este în lumea cadavrelor. Sigur că nu trebuie să facem ceva cu cadavrele, adică să ne batem joc de ele. Ele sunt un material didactic. De obicei, cadavrele sunt la oamenii care nu au pe nimeni, oamenii în vârstă care nu au pe nimeni și, bineînțeles, sau cei care lasă în limbă de moarte sau un testament, să mai sunt și oameni din ăștia, cadavrul lui să fie studiat de către studenții la medicină. Cum vă e teamă de întâlnirea cu un cadavru, Roxana? Nu. Nu m-am întâlnit cu astfel de situație, dar am auzit doar că mirosul de formol e puțin mai greu de suportat. Dar formolul este un miros înțepător. Un miros greu care încet. Da, acum e multă cantitate. E cantitate foarte mare, sigur că da. Deci întâlnirea o să fie de bun augur. Ce zici de lumea cadavrelor? Cum e? Cum ți se pare? Eu personal de-abia aștept. Sunt fascinată de ideea de a avea în apropierea mea un om, bine, care poate nu mai e viu. Sigur, dar nu este viu. Este un cadavru care este material didactic. Deci, sigur, trebuie lucrat ca lumea, nu trebuie... O să vă povestesc, dar nu acum pot să povestesc aici, că nu este bine ce se întâmpla, ce prostii mai făceam și noi studenții de anul 1, în anul 2, dar o să povestesc în particular. Da, zi, te rog. Și mă gândesc că o să mă acomodez cu acest miros de formol și până la urmă o să fie destul de interesant de văzut. Sigur că da. O să vedeți că o să discutăm și o să vedeți în primul an, anatomia este pe primul plan, este este ABC-ul medicinei, fiindcă dacă nu știi anatomie, nu poți să știi medicină. Este clar. Deci anatomia este ABC-ul medicinei și acolo, la anatomie, sunt foarte, foarte, trebuie să scăpați de tirania memoriei, în sensul că învățați foarte mult și atunci trebuie să învățați schematic, foarte schematic, și aici vă dau niște exemple. O să învățați nervul median sau nervul cutare sau artera cutare, deci ca să puteți o rețineți și o să vă arăt o dată dacă ne mai întâlnim și sper să ne mai întâlnim după câțiva ani de zile să vedem cum este, la o altă emisiune, desene. Deci e foarte important să desenați. Deci la anatomie desenul este foarte important, fiindcă dacă desenezi un nerv și are 20 de ramificații, 20 de asociații și le desenezi și le scrii, le ții minte. Doar cei super geniali, care nu au nevoie de desen și care țin, au o memorie extraordinară, dar în general, oamenii obișnuiți, oamenii care, voi nu sunteți oameni obișnuiți, că sunteți cei care au făcut medicina, nu eu, dar oameni obișnuiți. Adică e trebuie neapărat desenul. Deci, după părerea mea, desenul este important la anatomie, să aveți un caiet de desen. Pe vremea noastră erau caiete de desen de anatomie și ne obliga să desenăm fiecare nerv, fiecare arteră, fiecare cămăruțele inimii, cum sunt, câte găuri are, fiindcă, sigur, la prima vedere mai sunt două cămăruțe, două atri, două ventricule, patru, dar fiecare are 20 de găuri, vreo 60 de mult și vreo 40, deci e enorm de mult. Deci trebuie să știi la examenul ăsta, sigur, pe de rost. O să mai uităm. Dar la anatomia nu se uită. Odată ce a intrat în sânge, anatomia este, nu se uită și este foarte importantă. Deci,
stilul dumneavoastră, vă dau un stil, ce l-am avut eu și știu antrenorul foarte bine și mă impresionează, este stilul de a învăța prin desen, adică prin a vizualiza ce învățați. Ce ziceți de acest stil, Roxana și Andreea? Roxana. O să-l aplic dacă îl lăudați așa de mult. Da, e foarte bun. Roxana? Andreea? Și eu, mai ales că pentru admitere am avut destul de multe desene de aplicat și de învățat și mi s-au părut folositoare în momentul în care eu le-am făcut și, bineînțeles, am avut informațiile mult mai bine întipărite. Deci, iată că memoria vizuală este foarte importantă și, mai ales în anatomie, merge foarte, foarte mult, sigur că da. Am citit și am mai discutat despre inițiativa unor facultăți de medicină, de exemplu cea din Târgu Mureș, și anume de schimb de experiență cu studenții medicinești din alte orașe, din alte facultăți. Cum vi se pare acest lucru, această idee de a schimba din când în când, să ajungeți și la alte facultăți, să vedeți cum este acolo? Și dacă da, dacă vi se pare acest lucru bun, unde vreți să mergeți? Tu, de exemplu, de la Cluj, unde vrei să mergi să vizitezi să stai o lună la altă facultate, dacă este acest schimb de experiență, dacă va fi și pe vremea ta? Îl consider o ocazie nemaipomenită pentru a vedea atât cursurile, cât și profesorii din alt oraș. Iar eu personal aș vrea să experimentez facultatea din București, Carol Davila, pentru că la un moment dat am stat să mă gândesc dacă nu aș vrea să urmez cursurile acelei facultăți și aș fi foarte curioasă să văd cum se desfășoară acolo cursurile, cum sunt profesorii, studenții, fiind mult mai mulți. Da, sigur că da, de la Cluj la București, acolo e capitală, sigur că poate că va fi mai bine, poate va fi mai rău, dar este foarte important că ți-a ales asta, deci tu ai vrea în București să faci un schimb de experiență, da. Să vezi cum este. Curios sunt în această situație. Chiar am vrut să merg la București, la medicină militară, dar am optat pentru o zonă mai liniștită unde să pot să învăț. Deci m-aș duce la București să văd ce am pierdut. Ce ai pierdut acolo și să vezi cum este. Deci amândouă București. Da, interesant, este normal, fiindcă e capitala țării, ar trebui să fie o facultate foarte bună. Am fost și eu la București, am dat examenul de primariat acolo, la București. Sigur că eu n-am avut o părere extraordinară de București în general, dar acolo este buricul Târgului, acolo se face într-adevăr și medicină performantă, dar se face și la Cluj, a zis transplantul renale la Cluj, transplantul de ficat la București, transplantul de inimă și asta la Târgu Mureș, deci iată că fiecare centru are o anumită experiență într-un anumit domeniu și este bine dacă acest lucru este valabil și eu cred că se va face de lucru să mai schimbați puțin, să rotați, să vedeți cam în acești 6 ani cam ce v-ar place și cum v-ar place. Bun. Și acum să vorbim de Marele Hipocrate, de părintele nostru, părintele medicinei, de acum o să fie și părintele vostru, din insula Kos, o insulă din Grecia, acum 2500 de ani spunea, pentru a deveni medic ai nevoie de 6 calități. Talent natural, o creștere bună, adică cei 7 ani de acasă, obiceiuri bune, să studiezi din tinerețe, să ai pasiunea de a munci și, bineînțeles, să ai timp. Fiindcă, din păcate, trăim într-o zonă în care tot timpul ești preocupat de timp. Nu există timp. Ce părere ai, Andreea și apoi Roxana, despre aceste calități? Ai aceste calități, talent natural, creștere bună, acești 7 ani de acasă, sunt convins că da, obiceiuri bune, să studiezi din tinerețe, da. S-a plăcut din de când ai început să diseci o broască sau ceva? Ai făcut chestii de asta? Nu, n-am avut ocazia să fac în liceu. Eu, de fapt, am fost pasionat de chimie și de aceea am ales să urmez medicina. Da, fiindcă și tu am înțeles că tot la chimie ai făcut. Da, în chimie organică. Deci, da. Și tu ai, deci vă place chimia la amândouă. Iată că e o chestie bună și pasiunea de a munci și să ai timp. Sigur că timpul este cel mai important și Mă bucur că spuneți acest lucru. Deci iată că nu mințea părintele nostru Hipocrate când spunea acest lucru. Sigur că perpetuarea medicinii din tată în fiu este veche de când lumea. O să vedeți Asclepios, care a fost un mare învățat, un mare în Grecia, fiul zeului Apollo, zicea că era, avea 3 fete medic și anume Higiena, Panacea Universal și Acheso, care este mai puțin cunoscută. Deci 3 fete care au cochetat cu medicina.
și un fiu, Mahaon, se numea acest fiu al lui Asclepios, medic care a tratat, vă dați seama, bolnavii și răniții din războiul troian. Ați auzit de războiul troian când se bătea Sparta cu Troia pentru frumoasa Elena, poate ați văzut și filmul Troia cu Brad Pitt, în care era în rolul lui Ahile, da? Vă place Brad Pitt, apropo, ca actor? Da. Trecut, da? Da? Da. Așa. O să vă întreb la sfârșit dacă vă place un anumit pacient de-a meu, l-am aici și o să vi-l arăt. Da, Brad Pitt cu Ahile. Deci, iată că un medic trebuie să aibă imaginație, judecată, inteligență pentru a pune un diagnostic corect. Ce ziceți? Deci, vedeți că din antichitate erau și femei medic. Ce ziceți în zilele noastre? Cum este mai bine să fii femeie medic sau bărbat medic? Sau nu e important? Ce zici, Rosana? Femeile pot să, dar să meargă și ele la medicină ca și bărbați, clar. Normal. Să știți că, Andreea, tu ce zici? Sunt de acord cu ceea ce a menționat Roxana, dar consider că dacă ești bărbat, ai o mai mare putere de întrăzneală și în unele ocazii e poate de ajutor. Da. Nu cred, eu întrăzneală au mai mult fetele, să știi, la mine fetele au întrăzneală neampărare, fantastic. Eu am o școală sanitară, deci pregătesc, deja este de 10 ani, deci este a 12-a generație care termină anul ăsta, fete care sunt asistente medicale și ele care lucrează la medicină, dar să știți că sunt foarte, foarte agresive și foarte, foarte independente și întreabă și așa, de să știi că nu e nicio problemă cu întrebările. Nu, bărbații sunt mai timizi decât fetele, cel puțin la mine, la școală, dar în general, bărbații sunt mai timizi. Desigur că deși femeile și bărbații, dar mai ales femeile, zic eu, au aceste calități și voi aveți aceste calități de a fi medic. Deci nu mai contează că ești bărbat sau femeie. Sigur că vă pun o altă întrebare. Există un om în perioada liceului cu care v-ați intersectat și care să lasă amprente adânci în mintea și sufletul dumneavoastră? Un profesor, directorul, sau știu eu, cineva. Dacă vă gândiți la liceu, vă gândiți la un om, să ne spuneți cum se numește acest om, ce este, dacă e profesor, dacă este altceva. Deci un om care v-a lăsat în perioada liceului o amprentă pe mintea și pe sufletul dumneavoastră. Roxana. Da, am avut norocul să studiez la Horea Cloșca și Crișan, unde sunt niște profesori excepționali. Și nu o să spun de profesorii de biologie și chimie, că este evident, ci de cei de fizică. Am avut pe domnul Roșca și Pamfil, care de fiecare dată își lăsau câte 5 minute după fiecare oră să ne inspire, să facă din noi oameni, cumva. Și ne dădeam niște sfaturi extraordinare. Da. Și profesorul de... Le mulțumesc pe această cale. Bun, mă bucur. Deci, dată fizica. Și profesorul de biologie și da, de chimie. Da, domnul Cerbu. Și de chimie, Băruță. Da. Deci, iată că ați, da, am avut niște profesori foarte buni. Și da, de română și de mate. Am înțeles. Andreea, te gândești la câțiva profesori care te-au ajutat și care s-au lăsat amprent în mintea ta și sufletul tău? Bineînțeles, având cursuri cu fiecare dintre ei, fiecare la un moment dat ajunge să te inspire și să te învețe ceva, pentru că, de fapt, acesta este rolul lor în liceu. Dar, pentru mine, cred că cel mai important rol l-a avut diriginta mea, care a fost odată și profesoara mea de chimie, și care, doamna Sorina Fulea, și care m-a ajutat extrem de mult cu chimia și, de fapt, mi-a călăuzit pașii în acest domeniu și m-a ajutat să ating performanța, lucru pentru care îi mulțumesc. Și cred că fără ea, drumul meu spre medicină ar fi fost mult mai greu. Și nu știu dacă ar fi fost încununat cu atâta succes. Da. Mă bucur că vorbiți așa de frumos de profesorii voștri. Și eu, acum, la 30 de ani, mă gândesc la profesoara mea de biologie, care nu mai este, a murit, care mi-a sprijinit pașii și am învățat multe de ea. Bine, făceam și disecții pe broaște, pe mușchii de la broaște, dar pe nu se mai permite, broaște. Din păcate. Din păcate nu se mai fac aceste lucruri, dar atunci făceam, o să faceți acum, o să vedeți, o să faceți și la fiziologie și fiziopat, o să faceți pe broaște, clar, o să faceți. Deci, iată că fiecare dintre noi avem un om care ne-a învățat. Asta e o chestie importantă, sigur. Și sigur că, din nou, ajungem la femeie, femeia care te ridică și te coboară.
femeia care leagănă germenii vieții, deci care ține germenii vieții la viață, fiindcă la piept, fiindcă voi, femeile, o să, fără voi nu se poate să se perpetueze specia umană, voi țineți copiii la piept, îi alăptați, ar putea să fie și un bun chirurg? Ce părere aveți? Ați crede că o femeie sau, fiindcă voi sunteți femeile serii mele din această seară acum, puteți sau credeți că ați putea să fiți chirurg sau să faceți o specialitate chirurgicală în general? Da, eu chiar cred în asta. Și dacă ați spus că ne vedem peste ani, o să sper să vin cu rezultate bune. Da, mă bucur. Deci chiar vrei să faci chirurgie, da? Deci e o chestie importantă. Sigur că în medicina militară sunt multe lucruri pe care trebuie să le înveți, mai ales chirurgie, fiindcă ce, într-un război, dacă Doamne ferește, va fi un război acolo, sunt gloanțe, deci lovituri cu gloanțe, lovituri cu arme albe, lovituri din cauza bombelor, Doamne ferește, bomba atomică, dar sunt și alte bombe la fel de periculoase, deci cumva trebuie să faci o chirurgie din asta de dezastre, care este chirurgie. Da, deci o să faci chirurgie. Tu, la ce te-ai gândit? La ce specialitate te-ai gândit? Chirurgicală sau medicală? Eu aș dori să urmez cardiologia și, bineînțeles, cu implicațiile chirurgicale pe care le are. Și da, sunt de acord că o femeie poate deveni un chirurg de succes. Și chiar cred că nu ar trebui să existe această discriminare între femeia trebuie să stea acasă să aibă grijă de copii și bărbatul care poate să fie un chirurg de succes. Dar, din contră, există și femei. Există și acest lucru. Iată că, vă dau un exemplu, văzând acum un film Citadela, sau așa, Agnodice din Alexandria a fost primul medic ginecolog din lume. Deci, iată că femeile pot să fie și medic ginecolog. Ce părere aveți? Cum e mai bine să fie ginecologul, bărbat sau femeie? Femeie. Bineînțeles. Tot femeie, da. De ce? Pentru că, în primul rând, ne ajută natura și înțelegem mult mai bine problemele pe care o femeie le întâmplă. Da, o femeie, da. Sigur că actul nașterii este un act foarte important. Fiecare dintre voi, și sper să treceți prin 1, 2, 3 acte din astea, să ajungă să vă ajute Dumnezeu, să fiți și mame, foarte important. Și atunci, sigur că ați vrea să nașteți cu un medic ginecolog de parte feminină. Deci este o chestie frumoasă și o chestie extraordinară. Sigur, și acum, sigur, trecând la întrebări generale, să zic așa, dar tot legate de liceu și de primul an de facultate, o să vedeți că la liceu ați avut niște profesori preferați pe care mi-a spus și care într-adevăr sunt așa, însă o să vedeți că în facultate o să vedeți alt tip de profesor și ați dori să vă întreb ce profesor ați dori să vă ia, să vă îndemne. Un profesor de tip dictator absolut, un profesor care să zică faceți așa, așa, așa și să n-aveți niciun cuvânt de spus, sau un neconformist, un profesor care să vă spună anumite lucruri, să vă ceară părerea și așa mai departe. Vă dau exemplu de Cluj, fiindcă am terminat la Cluj, profesor dictator absolut, profesorul Nana. Era un profesor de chirurgie care nu puteai tu să faci absolut orice, fiindcă el făcea ceea ce trebuia și trebuie să treci prin furțile lui ca Odine să faci absolut toate chestiile astea. Dacă nu făceai, te arunca pușind afară din clinică. Un profesor neconformist, un mare profesor, profesor Octavian Fodor, o să auziți de el, un profesor extraordinar care era umanist, care se lega de studenți, îi ajuta și care, deci, nu era dictator. Ce tip de profesor? Fiindcă la tine o să fie mai mult spre dictator decât spre asta, prin însăși meseria pe care ai. Da. Ce profesor ți-ar place? Îmi doresc profesori implicați. Așa, o combinație dintre dictator și nonconformist, adică să fie și deschis la eventuale noastre păreri și poate chiar avem dreptate și schimbăm ceva, cine știe. Dar e bine și să fie dictator, că să ne învețe ceva clar. Dar totuși implicat. Deci dictator și implicat. Da. La tine, eu mi-aș dori să fie un profesor mai mult nonconformist, dar bineînțeles un specialist și care să știe bine domeniul lui.
Dar mi-aș dori totodată să fie și apropiat de studenți, să asculte părerile noastre. Poate, cum a menționat Roxana, o să avem dreptate cu anumite lucruri și mi-ar plăcea să întâlnesc asemenea oamenii în facultate. Da, deci iată că nu preferați nici dictator, nici neoconformist. Să fie un amalgam plăcut și bine ar fi să fie. De ce vă spun acest lucru? Fiindcă profesorii din facultate o să lasă în mintea noastră urme adânci, fiindcă asta este situația. Fiecare dintre noi dorim să facem ceva, fiecare dintre noi dorim anumită specialitate și așa că dacă o să vă placă chirurgia, sigur că chirurgul ăla o să fie pentru voi extraordinar, sau dacă o să vă placă oftalmologia sau cardiologia, iată că sunt două specialități fantastice, atât chirurgia la care vrei să faci tu, care este o meserie foarte grea, o meserie fantastic de grea, fiindcă o să, și tu poate că ai acest lucru, fiindcă mergi la medicina militară, îți trebuie și forță fizică, deci la chirurgie trebuie să ai forță fizică, trebuie să lucrezi, câteodată lucrezi, câteodată operezi câte 6 ore, îți vine să crezi că operezi 6 ore pe zi, poate și mai mult, 8 ore pe zi. Deci acolo trebuie să stai în picioare, trebuie să fii atent, trebuie să îți ții mâinile într-o anumită poziție, picioarele într-o anumită poziție, câteodată trebuie să te întorci, deci iată că și trebuie să te ține și fizicul. Deci ca să fii chirurg bun, trebuie să fii în primul rând bine pregătit fizic. Și tu, probabil că o să faci acum instrucția asta de 2 săptămâni, o să te pregătești și fizic, dar sigur că îți trebuie și multă inteligență și multă muncă și o anatomie perfectă, fiindcă în chirurgie folosești mâna, mâna este instrumentul principal, sigur, instrumentul e din mână, dar mâna este cea, este mai, poate să fie maestră sau poate să fie, să facă o singură greșeală și s-a terminat. Ai văzut și vă dăm exemplu din zilele noastre, ați auzit de domnul doctor Ciomu, de care toată lumea știe și râde, da? Domnul doctor Ciomu, ați auzit că a tăiat un penis, ați auzit? Da, 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 da. A tăiat un penis din greșeală. Și a fost un chirurg extraordinar de bine și după 62 a dat un penis. De ce? Fiindcă l-a retractat, că toată anatomia este tare ciudată și trebuie să fii totdeauna pe fază, trebuie să fii totdeauna foarte atent, fiindcă o greșeală pe care o faci poate să pună viața omului în pericol. La fel cardiologia, să lucrezi cu inima și cu vasele de sânge este fantastic, fiindcă inima este acel motor care, de când din luna a doua de sarcină, din viața intrauterină, deci o să studiez, o să-l vezi, o să vezi bătăile BCF-ul, așa se numește, bătăile corpului fetal, o să-l vezi la ecograf, o să studiez, deci inima din fătul, în uter, și apoi o să studiez la copil, o să studiez la adult, o să vedeți ce complexă este inima și cum fără inimă nu poți să trăiești, fiindcă dacă inima se oprește, te-ai oprit și tu. Deci iată că ați ales două specialități fantastici de grele. Sigur, și sacrificiul este, dincolo de viața spectaculoasă a medicilor, o caracteristică pentru medicină. Sigur că viața e spectaculoasă, înveți medici, vezi tot felul de lucruri că se fac, dar sacrificiul este mare. A sta alături de durere, de suferință, este un sacrificiu. A găsi frumosul acolo unde toată lumea vede groază, este un sacrificiu. A lucra de sărbători și de revelion este un sacrificiu. Deci, sunteți în stare, fetelor, să vă sacrificați pentru bolnavii dumneavoastră? Acum, ce zici, Roxana? Da. Așa mă simt acum. Da. Sper să îmi păstrez poziția. Am înțeles. Și în fața bolnavului, că trebuie ajutat. Am înțeles. Ce zici? Da, bineînțeles. M-am gândit la aceste lucruri în momentul în care am ales să dau la medicină și în acest moment sunt convinsă că o să trec peste aceste sacrificii. Sper să fie și așa. Am înțeles. Deci iată că vă paște un sacrificiu. O să vedeți ce se întâmplă, discut acum de chestia asta, ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi. Fiindcă noi suntem niște oameni care ne îndrăgostim, care vrem să fim o pereche, vrem să fim o familie și o să vedeți că o să găsiți și voi perechea potrivită, la momentul potrivit, o să vă măritați și o să vedeți că un medic, în general, este foarte ocupat și bărbații au un principiu, ca ei să fie răsfățați, ei să fie adulați, ei să te ocupi de ei.
Și dacă întâlniți un bărbat din ăsta care nu vă înțelege pe voi, fiindcă voi lucrați noaptea, voi lucrați în gărzi, voi vă dă telefon, alo, vedeți că bolnavul nu merge bine, domnul, doamna doctor Roxana, bolnavul sângerează, veniți ora 12 noaptea, bărbatul se dă pe lângă tine, te mângâie și tu, pac, te îmbraci, te duci la spital ca să operezi sau să reoperezi. Andreea, bărbatul zice, vai, Andreea, te iubesc și tu, deci, dă telefon, a făcut stop cardiac, mergi repede să faci operă. Ce ziceți? Aici este foarte important, trebuie să vă găsiți bărbați care să vă înțeleagă. Deci asta e foarte important. Ce ziceți de acest lucru? Este tot un sacrificiu, să știți. Deci trebuie să vă găsiți niște bărbați, niște soți care să vă înțeleagă. Și nu întotdeauna... De ce vorbesc? Nu vorbesc din experiența mea, fiindcă eu am avut o experiență reușită. Adică sunt... Deja imediat fac 50 de ani de căsătorie. Dar vorbesc din experiența statistică, fiindcă foarte multe familii de medici s-au despărțit. Deci foarte multe familii de medici s-au despărțit. Din această cauză. Din cauză că dacă soția este medic, nu are timp să bibilească bărbatul și bărbatul găsește alta și se duce și iată că foarte multe femei medic sunt părăsite de bărbați sau chiar și invers, bineînțeles, dar asta este ce ziceți de acest lucru? Cum veți suporta? Veți suporta și acest lucru pentru bolnav? M-am dat un exemplu la care trebuie să ziceți. Da, știu că este un ideal, dar cred că ar fi de preferat să ne găsim soți din același domeniu ca super, să ne înțeleagă, ca să ne înțeleagă și mai bine, să empatizeze cu situația. Așa este. Și... Dar dacă iubești pe altcineva, vrei, nu vrei și iubești un IT-ist din ăsta, ce faci? Nu știu. Că nu poți să comanzi sufletului pe cine iubești, nu? Ăla, normal. Ăla e o alchimie a sufletului acolo și atunci ai dat o bară. Zici, dom'le, vreau medic și am întâlnit un șofer de taxi. Sper să nu fie așa, dar se mai întâmplă și cazul din asta. Deci, se conformeze. Sigur că ai zis perfect și părerea mea să fie din același domeniu, dacă se poate, de la medicină. Tu ce zici? Eu zic că ar trebui... Bineînțeles, dacă e alături de tine, să te înțeleagă, să înțeleagă acest sacrificiu și să știe că nu e de fapt o dorință ta să-l părăsești, ci ești nevoit. Și în momentul în care s-a hotărât să fie alături de tine, alături de un medic, ar trebui să înțeleagă aceste implicații pe care le are viața și tine. Dacă nu ne înțelege, Andreea, ce faci? O iei de la cap. Da. Deci absolut, ca și pasărea Fenix din propria cenușă. Și o iei de la cap. Ești în stare să o iei de la cap, să faci sacrificiu suprem pentru bolnav. Și asta este un lucru mare, că ne-a spus. Da, este o problemă, o să vedeți că este o problemă deosebită, ne mai întâlnim și mai discutăm. Discutăm despre mitul lui Dedal și al lui Icar. Ați auzit în zilele noastre, ați auzit de acest mit al lui Dedal și al lui Icar, cel puțin de Icar ați auzit. Da. Dedal era tatăl lui Icar, Dedal trăia la curtea lui Minos și era un mare cercetător, să știți, chiar și în domeniul medicinei, a descoperit multe lucruri, deci chiar a existat acest Dedal, numai legendă. Și Icar vrea să fugă de acolo, nu-i plăcea la curtea regelui Minos și atunci Dedal a inventat niște aripi, fiindcă pe vremea aia încă nu se știa să se zboare, a inventat niște aripi de cuceare și așa mai departe și Icar a plecat spre soare și când a ajuns aproape de soare, adică aproape de libertate, aripile s-au frânt și a murit. Așa și medicii tineri caută mitul lui Dedal și al lui Icar, își caută libertatea și meseria în Occident. Doi vedem că cel puțin 14.000 de medici până acum au plecat în Occident pentru a lucra acolo și sigur că asta ce înseamnă? Înseamnă că medicii sunt din ce în ce mai puțini în România, pleacă în Occident bine pregătiți. Occidentul este un exod de creiere, eu zic, fiindcă este bine pregătit, este ok, facultatea de medicină atât de la Târgu Mureș, cât de la Cluj, cât de la București, este recunoscută pe plan european și după ce statul s-a sacrificat, le-a dat bursă, dacă să aveți bursă, ce să-ți dea probe și locuință și așa mai departe, toate gratuite, după aceea pleacă spre Occident pentru niște salarii mai bune, pentru o viață mai bună. Ce părere aveți despre acest lucru, Roxana și Andreea? Eu nu sunt de acord. Eu o să stau în țară. Cred că dacă ne-am născut într-un loc, trebuie să rămânem acolo. Adică s-a întâmplat totul cu un motiv. Și o să încerc să-l caut și să-l împlinesc.
Am înțeles. Deci tu zici clar, trebuie să stăm aici, în țară, da, fiindcă aici am învățat și pentru poporul ăsta trebuie să lupte. Da. Este o chestie fantastică, te admir pentru chestia asta, dar nu ține, fiindcă ai văzut, ai 17 milioane și acolo ai vreo 3.000 de euro. Și atunci ce facem, Andreea? Eu aș fi de acord să plec. Chiar m-am gândit la acest lucru, dacă situația nu se va schimba în România, pentru că este foarte greu să-ți faci munca într-o societate în care nu ești respectat, în care simți că nu ești prețuit, și eu chiar am luat în considerare această ocazie să plec, dacă mi se va oferi ocazia, dar nu aș pleca definitiv. Adică să te întorci, da, la iarba verde, da, de acasă, să mergi să studiezi, sigur că așa, cu bursă, toată lumea vrea să plece, să vadă Occidentul și să întoarcă acasă, da, după ca anumită să dai de ceva timp poporului care te-a format, exact, ca medic, sigur. Haide că avem un telefon, să vedem ce poate fi. Alo? Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Alo? Vă ascultăm, vorbiți un pic mai tare. Vă felicit, domnul doctor, pentru emisiunea care o faceți. Vă auzim. Mai ales că ați chemat două fete așa deosebite, care au intrat la medicină cu nota 10. Sunteți un exemplu bun pentru tineretul de astăzi. Și vă felicit foarte, foarte mult. Și pe fetițele felicit, pe una din ele o cunosc, este de la Șeușa și eu sunt din Șeușa, mă numesc Anica Ațegan. Da, doamna Ațegan, și vă sunt foarte bună prietenă cu mama ei și cu tata și cu ea în special și o felicit prin intermediul dumneavoastră. Sunteți toți un exemplu de 10. Da, 10, așa este. 10. Doamna Ațegan, noi vă mulțumim. Cuvintele noastre mă încântă. De ce? Fiindcă, iată, trebuie să vadă și lumea, să vadă adevăratele valori. Și pentru mine, da, aceste două fete, da, sunt adevăratele valori ale societății noastre și a societății de mâine, fiindcă ele o să ne înlocuiască. Și sunt convins că dacă eu, Mircea Frenciu, mor și mă înlocuiește, da, Roxana sau Andreea, sunt mulțumit pentru că țara va merge mai departe. Aveți dreptate și pentru asta, într-adevăr, dumneavoastră faceți niște emisiuni super. Da. Vă urmăresc de multe ori și am mai vorbit cu dumneavoastră și sunt foarte încântată că ați chemat aceste două fete. Vă mulțumim tare mult pentru vorbele bune. Vă doresc succes și fetelor succes, da, și să ajungă și ele ca dumneavoastră. Da. O să ajungă și o să mă depășească, sunt convins de acest lucru. Da. Să avem și noi niște fete mândre. Da, pe lângă că sunt deștepte, sunt frumoase, sunt extraordinare. Deci asta este adevărul. Și Ina, care iară e o fată deosebită. Da, sigur că da. Și Ina Tudoran, care vrea să vină, da, să mă lucrească, da, pe mine la Blaj. Deci multă. Deci asta e o chestie bună, e o chestie, da, importantă, da, și avem un tineret, trebuie să arătăm acest tineret, nu tineretul acela care ascultă care manele și manele și altceva, nu știți voastră, alcool și droguri, o să discutăm, da, despre acest lucru. Da, le vă mulțumim. Și pe ele și pe dumneavoastră și între colectivul. Da, mulțumim tare mult. Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne, deci iată că deja avem un admirator din Șeușa, de la tine, de acolo. Este foarte important și sigur că o să ne vadă multă lume, probabil că multă lume nu dă telefon, încearcă să nu știe poate ce să spună, important e să ne spună niște cuvinte bune și să vă încurajeze pe voi, că asta e cel mai important lucru. Sigur că plecarea în Occident este din păcate o chestie foarte gravă pentru medicina românească. Însă sigur că ar trebui să întoarcă acești oameni care au plecat în Occident, din păcate nu se mai întorc, fiindcă salariile sunt fantastic de bune. Am și eu un elev de-a meu care a plecat în Occident, în Germania acum, îl cheamă doctorul Tom Adam, a fost ortoped, deci iată, avem ortoped, nu mai avem ortoped, a plecat. Sigur că a plecat pentru că, în primul rând, pentru un salariu mai bun. Și în al doilea rând, fiindcă instrumentele, fiindcă aparatura de acolo este fantastic de sofisticată. Deci la noi
mai ales în ortopedie, unde să vezi că în ortopedie este foarte greu. Fiecare operație are instrumentele lui. Noi lucrăm cu niște bore machine de pe epoca de piatră, mi s-a stricat bore machine-a și știi ce am făcut ca să, să fac niște găuri în os? Mi-am cumpărat o bore machine de asta de la Lidl, i-am pus un ăla care să-l relă și am lucrez cu ea, că n-am ce face, că bore machine medicală nu mai avem. Deci iată că putem și improviza și să facem lucruri bune, dar nu excepționale. Deci nu putem face lucruri excepționale din improvizații. Trebuie să avem o aparatură de înaltă performanță. Noi ce cerem medici? Și ați văzut în mass media, ce cerem noi medici, dragi guvernanți? Noi cerem 6% din PIB. 6% din tot ce produce această țară pentru sănătate, mi s-a dat 3% maxim. Păi cu 3% nu poți să faci, fiindcă toată lumea zice că cel mai și toată lumea recunoaște, cel mai important lucru pentru un om este să fii sănătos. Dacă e sănătos, și dacă mănânci o coajă de pâine, și dacă bei apă chioară, e ok. Dacă nu e sănătos, poți să ai tot aurul din lume, poți să ai toate nestematele din lume, că așa este. Și atunci îți cauți sănătatea cu orice preț și mergi peste tot ca să fii sănătos. Deci noi ce producem? Sănătate. Noi nu producem nici o mașină, nu producem nici anvelope, nu producem nici nu știu ce, noi producem sănătate care nu se vede așa, dar se vede în economia de piață, mai puțin concediu medical, mai multă lume sănătoasă, lucrează mai bine, deci noi producem și dăm naștere la PIB cât mai mare. Cerem 6%, nu ni se dă acel 6%. Păi să vedeți că fără bani în sănătate nu se poate face nimic. Absolut nimic. Noi avem nevoie de medicamente de înaltă performanță, avem nevoie de aparatură de înaltă performanță. Fără aceste lucruri nu se poate face nimic în sănătate. Voi ce credeți? Cum puteți schimba acest lucru? Să cerem guvernanților noștri 6% din PIB. Ce ați face în locul meu? Că poate îmi dați o idee să mai... Ce ați face? Cum ați proceda în acest caz, Roxana? Încă suntem așa de mici. Nu știu, n-aș ști să vă dau o soluție, da. Cred că destul de bună. Dar ai luptat pentru 6% din PIB, fiindcă știi că este foarte bine. Andreea? Nici eu nu am o soluție optimă, dar, nu știu, poate o să vină o zi când o să se acorde o atenție sporită asupra sănătății și asupra domeniului medical, cel puțin în România. Da. Și atunci, poate, situația va fi puțin mai optimistă. Sigur că da. Haideți să vă dau un exemplu ca să vedeți ce înseamnă medicină. Vreau să știți că Casa de Asigurări de Sănătate, deci noi dăm niște bani la Casa de Asigurări și Casa de Asigurări dă niște bani la spitale și sunt anumite tarife, da? Știți cât costă o apendicectomie, o operație de apendicită? Nu. 15 lei. Adică 150 de mii. Un coafor, știți cât costă? 400, 1 milion până la 1 milion, da? Un coafor. Da. Deci iată că noi au o operație de apendicită la care trebuie să operezi, cât poate să dureze 10 minute, dar poate să dureze 10 minute, este mai ieftin decât un coafat sau decât un tuns, ceea ce este corect, anormal. Și vă dau aceste exemple ca să vă dați seama ce înseamnă medicina românească. Sigur că haideți să punem și niște întrebări generale, că ne apropiem, din păcate, așa de bine mă simt cu voi și aș vrea să continui toată noaptea, dar nu se poate. Cum vi s-a părut anii de liceu și, sigur, ce pasiuni ați avut în anii de liceu în afară de medicină? Foarte frumos. Eu mi-am dezvoltat-o pe lângă liceu. Am intrat într-o trupă de reenactment, de aici, de la muzeu, într-o trupă de daci. Și ca hobby am tirul cu arcul. Da, m-a ajutat să mai ies din rutina învățatului și atât. Am înțeles. Deci, luptele astea, că le văd la Alba TV, le vedem când tu ești o dacă, neînfricată, da? Da. Mă bucur. Tu, ce ți s-a părut anii de liceu? Au trecut încet, au repede trecut și ce pasiune? Au trecut foarte repede. Cred că, nu știu, i-aș putea cuprinde așa într-o secundă toți. Și ceea ce pasiunile mele pe lângă liceu, să zic așa, au fost, bineînțeles, cititul și aceste activități în casă, dar am dezvoltat așa o pasiune extrem de mare pentru tenis. Și tenis de masă sau de câmp? Tenis de câmp. De câmp. Deci ești sănătoarea lui Halepa, da? Da. Putem să spunem da. Și așa. A bătut-o pe site. Da, și uite, așa au trecut cei 4 ani. Am înțeles. Haide că mai avem un telefon, poate de încurajare, poate nu. Da, alo? 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 Da, vă ascult, sunteți în direct.
Bună seara, domnul doctor. Bună seara. Telespectatorilor dumneavoastră, sunt Sorina Fulea, profesoara Andreei. Oh, mă bucur. Dumneavoastră. Mă bucur că sunteți. Da, deci mă bucur și eu că am ajuns acum pe final. Am fost plecată la Cluj, îmi pare rău că n-am văzut emisiunea de la început. Nu, nicio problemă. Mă bucur că v-am prins pe ultima sută de metri, da. Da. Ce vreau să vă spun? În primul rând vreau să le felicit pe ambele invitate, pe Andreea, pe Roxana. Mulțumim. Într-adevăr, așa Mulțumim. Cum scrieți acolo, două fete mediciniste de nota 10 și pot să spun nu numai mediciniste, oameni de nota 10. Sunt convinsă că și Roxana este la fel, pe Andreea o cunosc foarte bine și vreau să vă spun că este un caracter deosebit. Deci un om în adevăratul sens al cuvântului și sunt convinsă și de ea și de Roxana că o să fie niște medici deosebiți, ceea ce mă face să sper că se va schimba ceva și la noi în țară și vom merge pe un drum tot mai bun. Da. Mă bucur, doamna profesoare, că vă lăudat foarte tare și ea, n-ați văzut chestia asta. Mă bucur da, că sunteți... Prins, din păcate. Da, mă bucur că sunteți cu noi, mă bucur că ați educat această fată extraordinară și că i-ați trezit pasiunea asta pentru medicină. Probabil ați lăsat niște semne pe sufletul și pe mintea ei și ne bucurăm că existați acolo în Aiud în acel oraș extraordinar pe care vreau totdeauna... Vreau să vă spun că eu mă bucur, poate mai mult decât Andreea, că am avut o asemenea elevă, să știți. Da. Deci este extraordinar când găsești un elev care este pasionat de materia pe care o predai și care tot timpul vrea să știe mai mult, te pune și pe tine să muncești și atunci simți că ești un profesor împlinit. Sigur că da. Și vreau să vă spun că sunt elevi ca Andreea în ziua de astăzi, pentru că auzi de foarte multe ori, generația din ziua de astăzi nu este bună de nimic, da. Ceilalți dinainte erau mai buni, nu e adevărat să știți. Fiecare generație de elevi are vârfuri, are și nu neapărat vârfuri, toți au ceva bun în ei. Dar totul este să știi, să descoperi la copilul respectiv ceea ce îi place. Și atunci, momentul respectiv, el excelează în domeniul da. Acela. Deci Andreea excelează, într-adevăr, pe chimie. Rezultatele de la olimpiade se naționale. Văd. Da, se văd în medicină. Da. Lucru. Și o să vedeți, o să mai auziți că o să fie un medic extraordinar. Sunt convins că o să mai facem din anul 4, poate sau în anul 3, sau poate chiar la anul o emisiune și poate vă invităm și pe dumneavoastră să vedem relația între profesor și elevi, între profesor și studenți, fiindcă trebuie să existe o relație de continuitate între școală, între facultate, între profesiune. Eu așa cred și eu mă bucur că ați dat telefon și că sunteți așa o profesoară. Vă felicit pentru că sunteți. Și eu vă felicit pentru emisiunile educative care le faceți și foarte, foarte bine realizate și succes pe mai departe. Mulțumim tare mult. Și dumneavoastră și fetelor, multă, multă sănătate vă transmit și toate cele bune. Mulțumim. Iată că ambele ați avut cea susținători astăzi. Trebuie să mai discutăm puțin, fiindcă părinții sunt foarte importanți și așa cred pentru voi, părinții sunt foarte importanți și să vă pun câteva întrebări legate de acest lucru și anume ce părere aveți despre cinstirea părinților, adică așa cum spune și Biblia, trebuie să vă cinstiți părinții mai foarte mult. Ce părere aveți despre această cinstire a părinților? Cum sunt părinții voștri? Sunt mai dificili, mai demn de stimă? De obicei, părinții impun anumite reguli, mai drastice sau mai puțin drastice? Cum ați trecut prin aceste reguli? Dacă le-ați acceptat în totalitate sau dacă nu? Dacă regulile au fost în folosul vostru sau dacă nu au fost în folosul vostru? Și dacă ați ascuns ceva părinților în timpul liceului, o relație, să zic, sentimentală, amoroasă sau nu. Să ne spuneți despre acest lucru, Roxana. Da, eu cred că este foarte important să-și cinstești părintele. Vorbesc despre mama aici, provin dintr-o familie destrămată și o familie destrămată în sensul că s-au mai înțeles și s-au despărțit. Există și acest lucru, sigur. Și eu apreciez foarte mult că a reușit să mă crească singur în prima parte și apoi cu tatăl vitreg, dar până la urmă totul a fost bine și cu toate că sunt niște oameni simpli, m-au susținut de fiecare dată în orice am vrut să fac. Da?
Ai avut probleme, ai ascuns ceva părinților tăi sau mai ales mamei tale, o relație, ceva, o iubire ascunsă? Semnificativ ceva? Nu. Nu, i-am prezentat prietenul de fiecare dată când a fost caz. De obicei, să știți că mulți tineri duc o viață duplicitară, adică nu spun părinților despre anumite relații pe care le au și așa mai departe. Ce părere aveți când aveți avut o problemă serioasă sau de-a lungul liceului sau așa, v-ați informat părinții sau nu v-ați informat părinții? Ce zici, Andreea? Da, părinții mei au fost extrem de importanți pentru mine, m-au susținut în fiecare pas pe care l-am făcut, inclusiv în alegerea acestei facultăți și pot să spun că de fiecare dată când am avut o problemă au știut să îmi ofere sfatul potrivit și să mă sfătuiască să fac cum e mai bine și să trec peste. Am înțeles. Deci iată că părinții sunt importanți pentru fiecare dintre noi. În relația cu prietenii trebuie să trecem mai repede. Aveți prieteni adevărați, aveți prieteni falși? Cum ați văzut acest lucru, cum vedeți acest lucru, cât vă poate influența negativ sau pozitiv un coleg sau un prieten? Am o prietenă foarte adevărată. A intrat și ea la medicină la Cluj, tot așa printre primii și cu ea am învățat și pentru BAC și pentru admitere și m-a ajutat foarte mult prezența ei. Am înțeles. Și am și alți prieteni buni. Bun. Ai un prieten bun sau o prietenă da, bună? Da, am un grup de prieteni care sunt foarte apropiați și care îmi sunt foarte dragi și care, pot să spun, m-au susținut și m-au ajutat pe toată această perioadă grea admiterii și am prietene foarte bune care, de asemenea, și ele au dat tot pentru farmacie și, bineînțeles, au reușit și cred că și datorită lor am reușit acest succes. Grozav, deci iată că aveți niște prieteni buni. O altă întrebare, cât de important este aspectul fizic pentru voi și dacă există o relație între îmbrăcămintea dumneavoastră și personalitatea dumneavoastră? Este puțin important acum în societatea noastră, dar doar din perspectiva celorlalți, adică cum ești privit, dar nu e cel mai important. Și da, și-a pus amprenta prezența mea în trupa de daci asupra vestimentației mele, mă îmbrac așa mai... nu știu, băiețește cumva. Am înțeles, am înțeles. Tu? Ai o bluză care mie de când ai intrat, extraordinar frumoasă. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Cum este cu îmbrăcămintea, cu aspectul fizic? Contează, într-adevăr, mai ales că trebuie să recunoaștem societatea în care trăim. Este superficială uneori și te judecă după aspectul fizic. Și este important, dar doar în prima fază. După aceea contează alte lucruri cu adevărat. Am înțeles. O altă întrebare, când v-ați îndrăgostit pentru prima dată și când v-ați pus întrebarea dacă este o iubire adevărată sau nu? Pe clasa 10-a. Am avut un singur prieten și, da, dragoste de liceu. Am înțeles. Eu nu pot să spun că m-am îndrăgostit cu adevărat sau că am cunoscut dragostea adevărată. Am înțeles. O să vie și timpul acesta. Ce părere aveți de consumul de droguri, alcool și huliganismul actual din societatea actuală? E de la sine înțeles. Da. Ați nu văzut bine. În liceu consumând pe cineva droguri? Nu. În liceu nu. Nu. Ce educație religioasă aveți? Adică sunteți anumită confesiune? Aveți încredere în Dumnezeu? Credeți în Dumnezeu? Nu credeți? Aveți o educație mai serioasă? Mergeți la biserică doar duminica? Mergeți în alte zile? Aveți o relație personală cu preotul dumneavoastră parof sau nu? Eu sunt ortodoxă. Și da, am o educație destul de bună religioasă, am fost învățată de când eram mică să merg la biserică. Am avut o perioadă în care țineam și posturile și mergeam mai des, dar nu știu de ce am rărit-o. Și da. Te gândești vreodată la Dumnezeu? Da, normal, da. Tot timpul. Te rogi pentru ceva? Da. Te rog. Te rog. Da, sunt într-o situație asemănătoare. Și... de multe ori m-am gândit că doar cu ajutorul lui Dumnezeu a fost posibil să reușesc ceea ce am reușit. Și da, și eu sunt ortodoxă, am primit o educație religioasă din familie. Da, este important. Și acum la sfârșit de emisiune, că nu mai avem decât câteva minute, dacă aveți un model de urmat, aveți în mintea voastră un model de urmat în domeniul medical, aveți o anumită persoană
intipită în memorie sau nu? Nu. Eu nu. Nu. Ce, un ultim cuvânt pe care o să vă rog să-l adresați tinerilor din ziua de astăzi, colegilor, ceilalți lanți oameni care vă ascultă. Din punctul tău de vedere, Rosana, un ultim cuvânt. Să fie consecvenți în ceea ce vor să facă, în ceea ce își doresc în muncă. Atât. Andreea? Eu vreau să-i rog să aibă încredere în ei însăși, în visurile lor și în țelurile pe care și le propun, pentru că cu muncă și cu ajutorul potrivit nimic nu este imposibil. Așa este. Bun, eu vă spun toate cele bune, vă spun succes acolo unde mergeți și sunt convins că o să aveți acest succes, fiindcă nu se poate ca niște tinere așa de învățate, așa de inteligente, așa de frumoase, să nu fie adevărate vedete. O să fiți adevărate vedete acolo și o să fiți niște medici extraordinar, așa cum a spus, au spus profesoarele voastre, și este foarte important să aveți ideea de milă, fiindcă ideea de milă în lume dispare, din păcate, durerea altuia nu ne mai atinge deloc sufletul. Noi, medicii, noi ce lucrăm cu omul bolnav, trebuie să rămânem întotdeauna cu oamenii, cu suferințele lor, cu necazurile lor, dar și cu bucurile lor, fiindcă când un bolnav se bucură și noi ne bucurăm. O vorbă în plus, un cuvânt cald, o faptă bună pentru omul de lângă tine, contează foarte mult pentru a schimba această lume. Să nu trecem și voi, să nu treceți indiferenți pe lângă suferință, pe lângă mizerie și pincă sărăcie, că este destul de mult în lumea aceasta, și să fim, în primul rând, să fim mai buni unii cu alții, să fim mai buni, mai înțelepți și să ne iubim mai mult. Dacă nu ne putem iubi, cel puțin să ne respectăm. Respectul este fantastic și mai ales să facem o faptă bună, Andreea și Roxana, pentru omul de lângă noi. Emisiunea asta s-a terminat. Eu, dr. Mircea Frenciu, o să vă spun că îmi pasă, chiar îmi pasă de sănătatea dumneavoastră. La revedere pe săptămâna viitoare!